situația? Ați semnat încă? Urmează să, să semnați cu gaz metan? Domnule, problema e foarte simplă. E o perioadă foarte grea a clubului Gaz Metan. Un club de mare tradiție și care avea invidia tuturor cluburilor din țară, că avea o stabilitate ieșită din comun. Drept dovadă, au fost ani extraordinari, cupe europene, bază sportivă. Eu am avut o discuție la nivel înalt cu Consiliul Director și am cerut trei lucruri. Unu, echipa să intre pe Făgașul normal, care are o bază sportivă de invidiat, are un lot, după părerea mea, peste nivelul diviziei B și trebuie create condiții de normalitate. Să plătim un salar, ca în România, al doilea, al treilea. Și după toate discuțiile, de-am și tărăgănat, pentru că, fiind, știți, un club sportiv, trebuie să preiei activul și pasivul. Și eu, pe onoarea mea, am preluat la multe cluburi, dar am avut o problemă mică la Universitatea Cluj, care eu m-am băgat într-un moment enorm de greu în 2008, echipă cu 3.700.000 de euro datorii, fără stadion, fără sediu club, și Dumnezeu a fost sus și m-a ajutat să-l vând pe Goga și pe 1.250.000 și pe Nemanja Vănănici cu 300.000 și am scos clubul să pornească pe baze minime. Nu mai intru la Universitatea Cluj, eu am toată stima pentru ei, dar din păcate eu nu pot să asigur partea financiară. Eu pot să asigur un management sportiv. În momentul când mă așez la masă cu oamenii care decid pentru acest club, care sunt extraordinar de implicați și au niște funcții foarte mari în Transgaz și Romgaz, și în momentul când avem clar bugetul, să ne stabilim în termen real obiectivul. Acum obiectivul eu l-am găsit stabilit, dar am găsit bugetul un pic paradit. Și oamenii m-au asigurat să-mi dau acceptul și am zis pentru binele echipei, eu nu țin la funcție, indiferent și consilier, dar dacă am un segment în care pot să ajut, ajut cu mare plăcere, pentru că eu mulțumesc la bunul Dumnezeu, de la 8 ani în curtea mea stăteam la bloc, mă antrenam pe terenul metalurgistul Gugir și eu zic că sunt un privilegiat să nu semnez condică 41 de ani. Atunci am arătat toată deschiderea, vreau împreună să lucrez în echipă, pentru că clubul nu există să spună că are toate segmentele acoperite. E vorba de licență, e vorba de o reprezentare, ligă, federație, e vorba de un liant. Cine reprezintă acest club în legătura dintre sectorul financiar și principalul sponsor? Să mergi la un director general care are post de ministru, să-i explici că fără benzină mai merge, că lași mașina pe dreapta, închizi și pleci pe jos, dar la fotbal e foarte scurtă viața și trebuie să duci la copii o pâinică. Acum știu componența lotului, știu istoria lor, unii au renunțat la 7-8 salarii să vină la Mediaș, pentru că aici e foarte bună reclamă, că și-au făcut-o singur pe corecte, că e cinstit un club fără probleme, cu bază sportivă, care are un obiectiv, eu zic normal să revină cu această bază și benefic pentru fotbalul românesc, drept dovadă, am auzit la federația alaltă ieri numai cuvinte de laudă, să știți. Foarte mulțumit și din punct de vedere al publicului, bun cunoscător, dacă ajută Dumnezeu să avem timp să vorbim și pe marketing și pe management, ca toate liceele și școlile generale să ocupe partea de jos a tribunilor, eu vă spun că din 10 copii facem un suporter. Așa se ne propune la început. Și dacă vin 1000, eu vă spun că putem să avem un nou spirit și acest club va putea prezenta ceva pentru fotbalul românesc. Eu, din păcate, dacă îmi permiteți, nu dețin rețeta magică, că dacă o dețineam, aduceam și un investitor, cum am dus la Ucluj. Din păcate am plecat pe ușa din dos, pentru că eram sătul și administrator special, am luptat și cu federația, am obținut licența, m-am certat cu prieteni vechi de 30 de ani. Acum m-am maturizat, sunt foarte bătrân, am 56 de ani și chiar gândesc de 10 ori și fac o dată. Dar vă jur că plec de aici, am vorbit cu jucătorii și ieri, dacă are ceva împotriva mea după o viață de sport, de antrenor, profesor de sport, președinte, director general, manager, culmea am fost și patron de club un an, că eu mă bazam pe tot ce înseamnă Cluj-Napoca și cel mai mare oraș economic după București, că oamenii cumpără acțiuni și face modelul Barcelona. Din păcate, n-am reușit să fiu convingător, îmi reproșez toată viața că m-am retras
Și am suferit ca un câine, pentru că eu, dacă ieșeam la presă cu toate adevărurile, eram avantajat. Eu am zis, domnule, fiecare își curește drumul, nu poți dragoste cu forța. În momentul ăsta mi-am oferit serviciile clubului Gaz Metan Meteș. Sunt probleme în momentul ăsta. Jucătorii trebuie să ia din 15 aprilie, sunt 3 salarii. Da, vă cunoașteți foarte bine situația. Eu am luat acceptul jucătorilor. Nu contează de contractul care le semnez luni. Și în ce funcție eu îi ajut pe ei, pentru că sunt un voluntar. Fotbalul am plecat din Sufertaș, la 16 ani din Cugir. Dumnezeu mi-a ajutat, am jucat la echipe mari. Eu am obligație de fotbal să ajut jucătoriști. Eu sper să rămână oferta valabilă, să fiu președintele acestui club și sunt onorat. Luni, contractul va fi înregistrat la revisa. Sunt șanse să vină măcar un sau două salarii pe perioada următoare? Am toate asigurările din partea conducerii, respectiva Consiliului Director, pentru că săptămâna viitoare vor intra două salarii. Și eu cred că și, să vedeți, aportul jucătorilor va crește cu minimul un 15%. Pentru că sunt jucători care nu le vine să creadă ce se întâmplă la țara românească. Păi sunt jucători care au venit în Milan, de exemplu. Care au renunțat. Nu au luat niciun da, și au renunțat la cazan la 9 salarii. Mă sună Paulică că să-l duc la București. Bă, dar nu mă duc la București, mă la Alba. Dacă vreți, să-l aduc luni. Deci, domnule, sunt momente grele. Din păcate, eu zic, poate, la ce există aici infrastructură și singura echipă din zonă, că dispar pe capete, eu zic că și autoritățile și domnii directori au gândit și echipa va intra în normalitate. Eu așa am fost asigurat. Acum, fără glumă, închei. Eu am jucat fundaș central la marcaj, foarte bine marcaj, recordul, am 12 ore așteptat în audiență la Valter. De la 9 până la 9 seara și la 9 seara o zic că, bă, hai să discutăm mâine. Bine, și mâine din nou. Eu zic că, domnul director, nu cost un poc cafea, o apă, eu fac marcaj. Și eu spun că nu fac nimic decât un lucru normal. Pentru că eu înțeleg pe dânsii că au 1000 de probleme peste sport. Dar sportul, credeți-mă, s-a ajuns cam... Da, sunt la o parte nici de normal, între 1 și jumătate să mai iei un salariu, chiar, nu? Deci eu nu mă pot pronunța pentru că nu cunosc situația reală. Pentru că gazul a mai avut probleme, dacă țineți minte, vremea dulcă, care mi-e prieten bun, pustai, se întârzia două luni. Dar toată lumea știa că... După două luni. Da. Acum, ce s-a întâmplat, nu-i treaba mea, nu sunt detectiv, eu sunt asigurat, lumea să-și vadă de treabă, dacă ajută Dumnezeu pe calea asta, vreau să am o discuție cu Biro, să vină să-și ia postul de vicepreședinte, că eu nu sunt paria, nu sperii pe nimeni, lucrul în echipă e foarte bun, tot ce e bun să menținem și dacă a fost ceva rău, la o analiză în echipă să îmbunătățim. Și eu spun că e un tort măricel și toată lumea are o bucățică, dar hai să facem performanță. În momentele grele să văd caracterele. Eu sunt convins că a avut o perioadă de rătăcire, că suntem prieteni de 20 de ani. Deci noi n-am avut nicio disensiune, nici cu el, nici cu Părvulescu. Din contră, Părvulescu m-a încurajat să preiau. Eu i-am spus că oricând sunt deschis la orice discuție, orice om are de învățat, deci eu chiar sunt ok. Problema e că nu pot să fac minuni să aduc bani. N-am decât o singură casă și aia 50% că sunt însurat.